Bun. Numele meu este Cătălin Fota, medic de profesie. Sunt din partea HP România. Lucrez ca și healthcare business consultant la această companie și aș vrea să vă prezint astăzi o soluție pe care noi o intitulăm HP Global Authentication Service, sub numele generic de managementul medicamentelor contrafăcute. Avem niște probleme. Care este problema pe care noi încercăm să o rezolvăm prin această soluție? Ea este, cum spune și titlul, problema medicamentelor contrafăcute de pe piața din România și din lume, de altfel. Conform unor statistici internaționale, piața medicamentelor contrafăcute pentru anul 2012 este estimată la aproximativ 75 de miliarde de dolari. Deci este o piață extrem de mare, pe care noi am considerat că este bine să o abordăm. Medicamentele contrafăcute pe plan mondial anual iau aproximativ 700.000 de vieți datorită substanțelor pe care acestea le conțin. Ca și un exemplu, medicația pentru malarie în Africa produce aproximativ 100.000 de decese anual. Acolo este cea mai gravă, să spunem, problemă pe care noi am abordat-o prin implementarea acestei soluții în mai multe țări din Africa, observând o diminuare semnificativă a acestei piețe. Ca și regiuni, putem spune că în țările dezvoltate această piață este sub 1%. În Africa, Asia, America Latină este între 10-30%, iar în fostele țări sovietice peste 20%. România se situează undeva între primele două categorii, între țările dezvoltate și cele din Africa, Asia, America Latină, cu un procent de aproximativ 5% din medicamentele de pe piață, cam medicamente contrafăcute sau piratate. Nu se vede în slide. Ultima categorie o reprezintă medicamentele de pe internet, cele comandate prin site-uri, care sunt de aproximativ 50% din aceste medicamente sunt contrafăcute, procentul cel mai mare reprezentantul medicamentul Viagra, care de obicei este contrafăcut în proporție de 80%. Tehnologiile curente folosite pentru antipiraterie implică holograme, care sunt produse, sunt holograme unice pentru fiecare producător în parte, deci nu sunt pentru o serie de medicamente. Scanarea produselor este mai mult folosită industrial. Printarea securizată, toate aceste tehnologii având dezavantajele lor. De obicei sunt mai greu de folosit, nu sunt centrate pe utilizatorul final, unde este de altfel problema. Mulți producători de medicamente au încercat să introducă aceste tehnologii de securizare pentru a se proteja de această piață de contrafacere a medicamentelor. De asemenea, mai există aceste nanomateriale care se inserează în cutii, serializarea produselor și autentificarea via mobil. Aceste ultime două categorii noi am încercat să le adresăm prin softul pe care l-am produs, prin acest HP Global Authentication Services, deoarece sunt cele două categorii de securizare care pot fi adresate printr-o soluție informatică, adresându-se pacientului, adresându-se userului final. Ce reprezintă HP Global Authentication Service sau Drug Management Solution? Generarea de coduri securizate ce pot identifica unic un produs. Practic, firma Hewlett-Packard oferă producătorilor de medicamente un software care este ținut generalizat, deci nu este pentru fiecare producător de medicamente în parte, în care se generează numere aleatorii pentru un anumit tip de produs, aspirină, Bayer, etc. Acest motor de serializare poate să serializeze un număr masiv de numere, are o securitate criptografică, deci fiecare producător în parte primește un anumit lot de coduri și asigură neduplicarea acestor coduri. Pe acest server, deci HP Global Authentication Service Portal, care este oferit de firma HP, se produce comandarea de coduri, fiecare firmă are un user, o parolă securizată, intră și comandă la o anumită dată pentru un anumit lot de producție o serie de coduri,
se asociază aceste coduri la produse. Această etapă este foarte importantă, dar ce vrem să știm pentru utilizarea sistemului, ce produs individual în parte are un cod, deci pentru fiecare produs din lotul respectiv se asociază un cod, se definitivează mesajele către consumator, ce mesaj dorește să transmită producătorul, dacă produsul este fake sau nu, și există de asemenea și o suită de rapoarte analitice pe produs și țară. Aceste rapoarte analitice pot fi pentru unitățile guvernamentale, gen Ministerul Sănătății, Casa Națională, etc., dar de asemenea pot fi puse la dispoziția producătorilor de medicamente pentru a vedea ce anume produse sunt mai susceptibile la piraterie în anumite țări. Al treilea punct, layer-ul pentru consumator, implică o infrastructură pentru autentificare pe care HP a considerat-o viabilă prin telecomunicații, practic utilizând telefoanele mobile pe care 90% din populație le posedă. Aceasta este o mică schemă cum funcționează sistemul. Deci producătorul cumpără aceste coduri, le asociază unor produse și consumatorul poate să verifice practic dacă acel medicament, nu este evident limitat numai la medicament, se poate face pentru orice produs, dar dacă acel medicament pe care el l-a cumpărat este sau nu autentic, dacă este într-adevăr nepiratat, necontrafăcut. Aceasta este schema mare a sistemului. Pare foarte complicat, dar nu este, precum v-am spus, complicat de utilizat. Asta ne-a interesat foarte mult. Practic, pentru autentificarea prin SMS, există două metode. Pacientul ridică medicamentele de la farmacie sau de la spital, trimite prin SMS, deci cu ajutorul telefonului, codul care se găsește pe acest pachet de medicament, care poate fi acoperit sau nu, se transmite prin, cu ajutorul rețelelor mobile către serverul HP de autentificare, care trimite către pacient mesajul predefinit de către producător sau predefinit de către sistem, poate fi predefinit și de către Ministerul Sănătății sau Casa Națională, dacă acel medicament este sau nu fake sau este în regulă. De asemenea, pe baza acestor informații, acestor fluxuri de verificare, se realizează acele rapoarte la sfârșit pe țară și produs. O altă metodă o reprezintă autentificarea prin coduri de bare. Pentru fiecare produs în parte se pot realiza coduri de bare 2D sau 1D. Aici implică utilizarea telefonelor smartphone, nu a celor normale. Pacientul scanează acel cod 2D, este transmis prin HTTP sau GPRS sau 3G, depinde ce tehnologie folosește telefonul, către serverul global de autentificare, care poate trimite înapoi către pacient informații legate de medicament, nu neapărat dacă este autentic sau nu, diverse informații pe care guvernul sau producătorul de medicamente dorește afișate pentru produsul respectiv. Atributele cheie pentru o soluție antipiraterie ideală, pe care noi am încercat să o construim prin această soluție informatică, implică responsabilitatea consumatorului. Fără consumator nu avem cum să controlăm această piață a medicamentelor contrafăcute. Prin plasarea deciziei în mâna consumatorului, el trebuie să dorească într-adevăr să fie conștient de această problemă, să dorească să acționeze numai medicamente autentice. Și autentificarea în momentul cel mai important, adică în momentul cumpărării acelui produs. Irelevant dacă acel medicament s-a consumat, tratamentul a fost deja luat și după 2 săptămâni se verifică dacă acel medicament este sau nu. Deci trebuie să fie instant la ridicarea medicamentului, se poate verifica. Cost și valoare, serviciul bineînțeles că trebuie să își justifice costul prin valoarea pe care o aduce. Noi considerăm că această soluție prin valoarea adăugată pe care o aduce este într-adevăr are un raport foarte bun cost-valoare. Simplitate și adaptabilitate, ușurința de implementare. Serviciul este extrem de ușor de implementat. Bineînțeles, cu remarca ca toți participanții să fie implicați. Aici înțelegăm firmele producătoare de medicamente care recunosc pe scară globală problema și vor să o rezolve local și global.
firmele de comunicații, acesta trebuie să fie, bineînțeles, de acord să găzduiască acest serviciu printr-un număr scurt de 4 cifre, serviciu fiind gratuit din partea serviciilor telecom și, bineînțeles, partea, să spunem, guvernamentală, Ministerul Sănătății și Casa Națională, care trebuie să provăduiască și să protejeze acest sistem prin politicile de sănătate, eliminând aceste medicamente contrafăcute de pe piață. Valoarea adăugată, scalabilitatea soluției și One Stop Shop este abilitatea de a oferi servicii adiționale. Acest ultim punct este, să spunem, unul foarte important, acoperim practic și partea de provider, de producători de medicamente și partea de consumator. Practic, prin acest serviciu, noi încercăm să aducem în sistem și producătorii de medicamente și consumatorii. Trebuie să le oferim informații valoroase pentru ei. Producătorii de medicamente sunt interesați de acele rapoarte pe țară, pe produs, ce anume este mai susceptibil în țara respectivă. Consumatorul este interesat de informații relevante despre medicament. Ca ultim punct, aș vrea să vorbesc despre această responsabilitate a consumatorului, cum v-am spus. Încercăm pe plan global și în special în Africa a avut foarte mare succes această responsabilizare, ca și consumatorul să fie conștient de riscul la care se supune. Odată cu folosirea acestui sistem, odată cu autentificarea medicamentului, el primește înapoi cupoane de reducere care sunt date de către producătorul de medicamente, poate primi informații prin website-uri, dacă posedă, bineînțeles, un smartphone, tehnologia trebuie să fie de partea lui, și prin utilizarea de SMS-uri și coduri 2D, încercăm să ușurăm utilizarea acestui sistem, să fie cât mai ușor de folosit de către consumator, pentru a putea scoate de pe piață aceste medicamente contrafăcute. Eu vă mulțumesc că am încercat să țin această prezentare cât mai scurtă din cauza unor probleme pe care trebuie să le rezolv personale. Cer mii de scuze. Dacă aveți întrebări.